În caz că te întreb de ce ne-am adunat astăzi aici, ei bine, ca să-ți vorbesc despre acest pulover. Pentru că a costat 60 de lei, e foarte comod, a fost de la Sinsay și are o culoare foarte potrivită pentru a te vedea alți participanți la trafic. Așa că dacă îți căutai un pulover galben-portocaliu foarte comod și care să nici nu te coste mult, acesta este puloverul. Și îmi pare bine că am vorbit astăzi, ne vedem data viitoare! Și ca să nu-ți dau motive în plus să crezi că am luat o razna complet, nu, de fapt video-ul de astăzi este tot despre un parfum, că da, de asta suntem aici, și parfumul acesta este Prada Luna Rosa Ocean. Și introducerea pe care am făcut-o mai devreme a fost menită ca o glumă, pentru că o discuție despre pullover are legătură cu parfumurile, așa cum are denumirea Ocean legătură cu acest parfum. Știu, n-a fost o glumă foarte bună, dar eu am încercat. Pe de altă parte, dacă ai văzut video-ul meu de acum câteva zile, mie parfumul ăsta chiar îmi place. În ciuda faptului că nu miroase a ocean, nu miroase a mare și cam ca toată gama Prada Luna Rosa, care este inspirată din echipa Luna Rosa, care este o echipă ce participă la concursuri maritime, nici acest parfum nu are în mod real legătură cu marea. Primul Prada Luna Rosa mirosea lavandă și mentă, deci în niciun caz oceanic. Prada Luna Rosa Sport mirosea vanilie și lavandă, te ducea cumva cu gândul înspre Jean-Paul Gaultier Le Male. Prada Luna Rosa Carbon mirosea aproximativ a Dior Sauvage cu extra eleganță și Prada Luna Rosa Black miroasea tonka, ambră și lucruri dulci. Deci niciun parfum din seria asta nu te face în mod real să te gândești la bărci, la mare, la ocean sau la ceva extrem de sportiv. Și cu toate astea trebuie să spun că mie gama asta îmi place, deși hai să spunem că nu e cea mai originală din punct de vedere al mirosului sau nu e neapărat o gamă care să iasă foarte mult în evidență. Are atingerea și calitatea Prada, dar parcă oamenii n-au vrut să riște nimic cu gama asta. Au vrut să facă niște parfumuri care să fie ok, care să fie ușor de apreciat, dar au vrut să meargă exact în zona aia care să fie foarte ușor de plăcut, ți-am zis, fără să riște nimic, fără să vină cu niște note care să fie neașteptate, fără să încerce să iasă dintr-o zonă de confort și fără să încerce să te provoace în vreun fel. Mi se pare că toate parfumurile Luna Rosa sunt bune, dar niciunul nu o să devină preferința ta dintr-o gamă mai mare de parfumuri. Să spui, eu astăzi vreau neapărat să mă dau cu Prada Luna Rosa Carbon sau Ocean. Nu, Prada Luna Rosa Carbon sau Ocean sau oricare altul e doar o opțiune. Ce să mă dau? Nu știu, hai să mă dau cu Prada Luna Rosa. Cam așa văd eu gama, deși, repet, toate parfumurile mi se par foarte ok. Dar atât. Primul lucru pe care cred că ar trebui să-l știi în legătură cu Prada Luna Rosa Ocean este că pentru el s-a schimbat parfumierul. Pentru toate celelalte Prada Luna Rosa, parfumierul a fost Daniela Andrie, care părea să aibă o idee în minte, un șir narrativ, să-i spunem. Fiecare parfum venea și completa un spațiu liber, lăsat de parfumul anterior. Dar în cazul lui Ocean, creația fiind diferită, s-a construit altă poveste. La creația acestui parfum au participat Ann Filippo, Carlos Benem, cred că se pronunță, și IFF. Deci au fost trei entități diferite care au dat naștere acestui parfum. Și am impresia că fiecare dintre aceste entități a luat câte un element pe care l-a apreciat la linia de parfumuri Prada și l-a adus aici în combinație. În mintea mea, lucrurile stau în felul următor. Dacă ar fi fost filme, celelalte creații din linia Prada Luna Rosa ar fi fost părți din universul Marvel. Fiecare ducea la conturarea unui personaj dintr-un univers de supereroi. Erau filme ok, de aproximativ 2 ore, nu te plictiseau, nu te țineau prea mult acolo și nu încercau să facă mult prea mult. Fiecare avea un rol foarte bine determinat, exact ca în filme. Viața eroului și să înțelegi de ce el există în univers. Prada Luna Rosa, pe de altă parte, ia abordarea pe care a avut-o Justice League în varianta Snyder Cut. 4 ore și ceva de film în care găsești o mulțime de personaje și afli și cum interacționează unul cu celălalt. E o poveste de proporții epice acest parfum. Asta ca să facem continuare paralela cu filmul și încearcă să facă mult mai multe lucruri, adică nu l-aș putea defini ca un simplu personaj, mai degrabă l-aș defini ca pe un parfum albastru. Îl simt ca pe un parfum care încearcă să facă mai multe lucruri, cumva face lucrul ăsta bine, dar nu excelează întru tot. Cu toate astea nu e deloc rău, dar am depășit desigur multe etape din structura unui video. Pe de altă parte, despre design și pulverizator nu cred că e nimic de spus. E aceeași sticlă de Prada Luna Rosa, doar că acum este albăstruie și aici scrie Ocean. Pulverizatorul nu te va surprinde niciun fel, e la standardele Luna Rosa, adică e foarte ok, împrăștie bine și da, ca să adresez un comentariu anterior, nu contează pulverizatorul în raport cu cât de seducător e parfumul, dar pentru mine e cumva important cum pulverizează. Mi se pare că în momentul în care dai
niște bani pentru un parfum, să zicem aproximativ 400, îți dorești ca toată experiența să fie oarecum premium. N-ai vrea un pulverizator care să funcționeze greșit sau care să nu împrăștie lichidul cum trebuie sau care să se strice. Despre asta e vorba, e pur și simplu faptul că parfumurile fac parte dintr-o experiență relativ premium. Și eu cam vreau premium din toate punctele de vedere. Și până acum, din punct de vedere design și pulverizator, Prada Luna Rosa Ocean, asta este e premium. Dar bănuiesc eu că îți dorești destul de mult să afli ce note sunt în compoziția parfumului și de ce spun că se întâmplă mai multe lucruri aici decât în celelalte Prada Luna Rosa. El se deschide cu bergamotă, piper roz și artemisia. În inimă are iris, piele întoarsă, salvie, lavandă și șofran, iar la bază patchouli, mosc, vetiver și caramel. Și poți să vezi încă de aici că nu întâlnești niciun cântec de sirenă care să te ademenească spre adâncurile mării. E un parfum cât se poate de terestru. El se deschide cu un miros ușor dulceag, ușor curat, curățenia cred că e dată de piperul roz, puțin dulce de la caramel și cu ușoare tonuri de piele întoarsă. Am descoperit recent că mie îmi place mirosul de piele întoarsă în parfumuri mai mult, cel puțin, decât mirosul acela de piele dură. S-ar putea să aibă legătură cu faptul că și la încălțăminte prefer încălțămintea din piele întoarsă mai degrabă decât pe cea de piele. Dar astea sunt alte probleme despre care nu o să discutăm mai. Ideea e că parfumul se deschide dulce, fresh, cu un miros care nu ți-e total nefamiliar. Nu pot să-ți spun exact în ce alt parfum l-am întâlnit și probabil că exact în proporțiile astea nu l-am întâlnit în mod real în vreun alt parfum, dar mă duce cu gândul la tot felul de alte parfumuri care sunt ba mai dulci, ba mai fresh, cumva combinate, asta combină cele două laturi. De asta spun că parfumul face mult. Deci se deschide dulce, fresh, curat. Caramelul joacă aici un rol mai mic decât te aștepta, adică nu te aștepta la explozie dulce ca în Scandal, de exemplu. E acolo doar cât să îndulcească puțin situația, dar nu se duce în zona aia, nu poți să spui că e un parfum cu adevărat dulce. Așa cum n-ai putea să spui că e un parfum cu adevărat fresh. Uite, de exemplu, la un moment dat simți salvia și deși lipsește mărul, te duce cumva cu gândul parfum fumul ăsta între Yves Saint Laurent Y Eau de Parfum. După vreo 15 minute, aromele încep să se întrepătrundă puțin mai bine și începe să răzbată caracterul specific Prada, mirosul ăla de oarecum curat, oarecum elegant și ușor dulceac. Mi se pare că se aseamănă destul de bine cu Prada Luna Rosa Carbon. Parcă are o ușoară pornire înspre Dior Sauvage, dar ușoară, e foarte bine temperată. Mai degrabă aș spune că se duce înspre Cool Water Le Parfum, care e și acela un pic mai dulceac. După care, și ăsta e momentul care pentru mine e absolut fantastic, vine nota de iris care îi dă eleganța specifică Prada. Din punctul meu de vedere, când mă gândesc la parfumuri Prada, de obicei mă gândesc la Prada L'Homme, Prada L'Homme Low și Prada L'Homme Intens. Toate sunt trei parfumuri bogate în iris. Și îmi place că găsesc irisul și aici, deși e mult mai temperat decât în celelalte parfumuri și e foarte interesant temperat cu lavandă. Lavanda păstrează unitatea gamei Luna Rosa. Singurul parfum din gama Luna Rosa care nu are lavandă este Black. Toate celelalte au o notă destul de importantă de lavandă. Aici nu e la fel de prezentă pentru că, repet, se combină foarte bine cu irisul și împreună creează un acord floral de iris-lavandă foarte reușit. Și acordul ăsta simt eu că dă și eleganță parfumului fără să te facă să te gândești la ruj sau la alte cosmetice pentru femei. E acolo, e elegant, e curat, e proaspăt, e în același timp dulce și cu toate astea nu accentuează extrem de mult niciuna din laturile astea. E cât se poate de echilibrat. Nu prea are cum să existe așa ceva, dar parfumul ăsta, dacă ar fi un om, ar fi un călugăr budist care și-a găsit echilibru, dar care totuși se îmbracă elegant și participă la viața de zi cu zi într-un oraș mare. Așadar, deși nu urlă niciun fel la originalitate și combină tot felul de elemente chiar din alte parfumuri Prada, cumva toată combinația asta este neașteptat de plăcută din punctul meu de vedere și de asta îmi place atât de mult parfumul. Este foarte posibil să fie parfumul meu preferat din gama Prada Luna Rosa. E drept că încă e nou și din motivul ăsta sunt entuziasmat de el, dar chiar îmi place foarte mult ce se întâmplă aici. Fresh, dulce, curat, elegant și poate chiar un pic seducător. Asta poate nu-i latura la care excelează. Nu se duce în zona în care să fie seducător și misterios. Se duce mai degrabă în zona cealaltă. E genul de parfum pe care îl văd perfect pentru un bărbat care se îmbracă în general cu cămăși, pentru un bărbat care se îmbracă un pic mai elegant, dar vrea să transmită că totuși el are și o latură mai, nu vreau să zic casual, cât o latură din asta, mai distractivă. Cam asta e parfumul, vine și face toate lucrurile astea,
fără să se ia extraordinar de mult în serios. E fix ca în filmele alea serioase, în care din când în când apare câte o glumă. Fix așa e parfumul ăsta. Și în momentul în care îl abordezi așa și nu te aștepți să fie un parfum care îți dă viața peste cap, care îți arată ce lucruri se pot face în parfumerie, poate să fie un parfum care să-ți placă foarte mult, fără să te facă să descoperi lucruri noi în parfumerie. În cele din urmă, mi se pare că cele trei entități creatoare s-au uitat la tot ce era interesant în portofoliul Prada și au zis combinăm toate lucrurile astea care ne plac și obținem un parfum care să fie un parfum albastru desăvârșit. Așa că în contextul unui parfum albastru care se preteze în cam orice situație, mi se pare că este exact ce trebuie. Și probabil că o să spui, da, dar vezi tu, Prada Luna Rosa deja l-aveau pe Carbon, care era tehnic un parfum albastru. Și e adevărat, numai că în timp ce la Carbon te gândeai tot timpul că, bă, s-ar putea să miros un pic cam mult a sovaj, ci drept mai matur, dar a sovaj, asta măcar nu te duce cu gândul clar la un alt parfum. Te duce cu gândul la o mulțime de alte parfumuri, te duce cu gândul la un gen de parfum. Dar nu poți zici, bă, ăsta e fix ăla. Dar la un moment dat poate Yves Saint Laurent Y Eau de Parfum. În alt moment poate e Prada L'Homme. În alt moment poate e un alt Prada Luna Rosa. Dar nici o secundă nu o să zici, ha, miros a sauvage. În concluzie, nu explodează de originalitate, lucru cu care ne-a obișnuit linia Prada Luna Rosa, și cu toate astea eu consider că e un parfum foarte bun, care își face foarte ok treaba. Și după ce te-am amețit cu asta, o să zici, bun, dar din punct de vedere al performanțelor, cum stă? Ei bine, din punct de vedere al persistenței, eu obțin din el constant cam 6 ore. Uneori un pic mai puțin, alteori un pic mai mult. Adică 6 ore e cam zona medie a acestui miros pe pielea mea. Din punct de vedere al proiecției, se simte bine în jur, undeva înspre o oră și jumătate, după care se apropie mai mult de piele și o să simți adierea la acestui parfum atunci când te miști. Așadar, exceptându-l poate pe Black, se înscrie cu succes în standardele pe care le-a impus gama Prada Luna Rosa. E un parfum cu performanțe medii. Și da, recunosc faptul că aici mi-aș fi dorit mai mult, dar mă cam așteptam ca asta să fie situația. Unde și când l-ai purta? Mi se pare că e genul de parfum pe care poți să-l porți cam oricând și oriunde. Dacă ar trebui să stabilim sezonul neapărat, aș spune că e oarecum mai îndreptat spre vreme caldă. Asta însemnând că poate nu l-aș purta în zile foarte reci. Și poate nici în căldură excesivă, aș spune că din punct de vedere al sezonului în care să-l porți, e ceva mai permisiv decât Yves Saint Laurent Y Eau de Parfum. Știu, am și o obsesie. Deci, în principiu, merge cam oricând, evitând totuși temperaturile extreme. Unde l-ai purta? Păi, în principiu, zic eu, oriunde, mai puțin în club, dacă vrei să ai un parfum foarte gălăgios, și poate la o întâlnire, pentru că mi se pare că are o latură ușor business, ușor elegantă, care n-are caracterul ăla seducător și misterios pe care îl vrei la o întâlnire. Pe de altă parte, asta ține fix de tine. Dacă tu îți dorești să miroși a Iris când ești la întâlnire cu ea, de ce nu? Doar eu nu aș alege acest parfum. Ce mi-aș dori mai degrabă unul care să o intrige puțin și care să o facă destul de curioasă. Ăsta joacă cumva cu toate cărțile pe masă. Îl poți purta la birou? Da, cu siguranță. Îl poți purta la un eveniment la care te îmbraci mai elegant? Da, de asemenea. Numai că acolo parcă e un pic prea cu minte, adică funcționează dacă îți place combinația asta de iris, lavandă, caramel, clar e o opțiune bună, dar dacă îți dorești ceva cu mai mult caracter, ceva cu o poveste în spate, atunci poate nu e acesta parfumul, el e cumva mai, hai să zic, steril și mai convențional. Și din punct de vedere al ținutelor, se potrivește cam oriunde. Vrei la o ținută casual? Da. Vrei la un pullover galben? Da. Vrei să-l porți la o cămașă? Da, de ce nu? Vrei să-l porți la ceva mai elegant de atât? De asemenea, da. Totul ține de gusturile tale, doar că mie mi se pare că el a fost gândit să meargă cam oriunde, oricând, pentru oricine, pentru orice situație. Păi și complimente, vei spune? Vrei să știi de complimente, nu? Complimente, nu-i așa? Pentru mine, acest parfum nu s-a dovedit a fi un magnet de complimente. Pe de altă parte, trebuie să iei în calcul că trăim într-o perioadă în care toată lumea are măști pe față, în care oricum interacționăm mai puțin unii cu ceilalți și de altfel și parfumul ăsta își dorește să fie mai potolit, mai
standard cumva, nu știu cum să-ți explic, nu-și dorește să facă ceva atât de complex încât să intrige pe cei din jur. Mi-a adus niște reacții pozitive de miroși plăcut, parfumul tău e drăguț, dar niciodată lumea nu era interesată să știe exact cu ce miros, știi? Adică nu veneau diverse domnișoare la mine să mă întrebe cu ce sunt dat ca să îl ia și ele pentru iubitul lor. E genul ăla de parfum care te face să miroși bine și atât, și dacă vrei neapărat pentru complimente, el se adresează unei anumite nișe, mai exact sunt oamenii care iubesc iris, lavandă. Este exact genul de situație, din punct de vedere al complimentelor, în care se află majoritatea parfumurilor albastre. Ele nu sunt neapărat gândite să-ți obțină un miliard de complimente, pentru că nu sunt suficient de ieșite din comun încât să genereze genul ăsta de reacții. E adevărat că atunci când au apărut parfumurile albastre, erau wow, o inovație, știi cum erau Bleu de Chanel sau Dior Sauvage, dar pe măsură ce au fost create tot mai multe parfumuri în genul ăsta, lumea s-a obișnuit cu genul ăsta de parfum și nu mai are o reacție atât de visceral la ele, când mai wow, cu ce ești dat? Cum se întâmpla când îți luai Sauvage de toaletă prima oară sau Bleu de Chanel. Deci, dacă cel mai important lucru pentru tine este să obții complimente, nu e acesta parfumul pe care îl cauți. În ceea ce privește prețul, deși încă nu se găsește în foarte multe locuri online, am găsit totuși un preț destul de bun pe depozitul de cosmetice. Acolo 100 de ml de Prada Luna Rossa Ocean costă 369 de lei, ceea ce e un preț destul de bun, mai ales că parfumul e relativ recent. Cu toate astea, în ciuda faptului că parfumul este unul albastru, care ar trebui să preteze cam oricând și oriunde, nu-ți recomand să-l cumperi blind. Și partea bună e că ai unde să-l testezi. În principiu îl vei găsi în cam orice magazin unde să poți să-l testezi pendelete, o dată, de două, de trei, de cinci ori, până să te hotărăști dacă îți place sau nu. Pentru că, în definitiv, oricum dai aproape 400 de lei pe el și ar trebui să știi exact pe ce-ți dai banii și cum se comportă pe pielea ta. Să vezi dacă 6 ore de persistență ți ajung sau poate ți-ai dori mai mult. Asta mai ales în contextul în care la prețul ăsta ai destul de multe alte opțiuni. Așa că testează-l pendelete înainte să-l cumperi, pentru că, în principiu, prețul lui n-are cum să facă altceva decât să scadă. Și cu asta se încheie videoul meu despre Prada Luna Rossa Ocean. Dacă l-ai și tu, spune-mi ce părere ai despre el. Dacă nu, recomandă-mi un alt parfum pe care crezi că ar trebui să-l încerc, cam în aceeași gamă de preț. Fiecare like, fiecare share, fiecare subscribe, toate ajută acest canal să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni pasionați de parfumuri. Eu îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor. Și ca să nu crezi că am luat razna, să spui, eu vreau neapărat astăzi să mă dau cu Prada Luna Rosa Calb. Primul lucru, fiecare ducea la conturarea unui actor, pentru că în principiu prețul lui n-are cum să facă...